Banii celebrităților au atras mereu interesul. Normal, și banii tăi atrag interesul, nu? Știu asta, da. Dar eu zic să vorbim despre alții acum, da? Haide, fie. Că s-ar putea să nu faceți față. Despre aceea din topul Forbes, nu? Normal. Pentru că un nou top au făcut cei de la Forbes, un top care a inclus averile celor mai bogate staruri care nu mai sunt în viață, dar a căror moștenire artistică adună în continuare sume considerabile de bani. Cine câștigă bine și după moarte, aflăm chiar acum. Pentru al cincilea an consecutiv, clasamentul îl are în frunte pe regretatul Michael Jackson. Cel mai bogat cântăreț al tuturor timpurilor are o avere estimată la 75 de milioane de dolari. Referința este valabilă pentru anul 2017 pentru că averea legendarului artist continuă să fluctueze, dar mereu se menține deasupra câștigurilor obținute de alte celebrități. Chiar și așa, suma obținută din drepturile de autor și lansarea celui mai nou album, Greatest Hits, este de peste 100 de ori mai mică decât era cea înregistrată anul trecut, când Michael Jackson conducea topul cu incredibila avere de 825 de milioane de dolari. Now we've seen a lot of trouble shots. And for our purposes here, we can't. Pe locul al doilea în top se află Arnold Palmer, legenda golfului, cu 40 de milioane de dolari. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Cu o avere estimată la 35 de milioane de dolari, legendarul Elvis Presley ocupă poziția a patra în top. Îl urmează imediat Bob Marley cu 23 de milioane de dolari. A șaptea poziție în clasament este ocupată de celebrul cântăreț Prince cu 18 milioane de dolari. Topul este completat de John Lennon cu 12 milioane de dolari. Look up here, I'm in heaven. Iar David Bowie s-a încadrat pe locul al 11-lea cu 9,5 milioane de dolari.